Apostolul și Evanghelia de marți, în săptămâna a 20-a după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din Epistola către Filipeni, a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, nu în zadar am alergat, nici în zadar m-am ostenit, și chiar dacă mi-aș vărsa sângele pentru jertfa și slujirea credinței voastre, mă bucur și vă fericesc pe voi, pe toți. Asemenea și voi bucurați-vă și fericiți-mă. Eu nădăjduiesc întru Domnul Iisus că voi trimite pe Timotei la voi, fără zăbavă, ca și eu să fiu cu inima bună, aflând vești despre voi. Căci nu am pe nimeni altul la un gând cu mine și care să vă poarte de grijă cu adevărat, fiindcă toți caută ale lor, nu ale lui Iisus Hristos. Dar încercarea lui o cunoașteți, pentru că împreună cu mine a slujit Evanghelia întocmai ca un copil lângă tatăl său. Pe el, deci, nădăjduiesc să-l trimit îndată ce voi vedea ce va fi cu mine. Sfânta și dumnezeiască Evanghelie de marți, în săptămâna a 20-a după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Evanghelia de la Luca. Zisa Domnul, nu judecați pe alții și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și veți fi iertați. Dați și vi se va da. Voi turna în sânul vostru o măsură bună, îndestulată și clătinată și plină, încât să se verse. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura și vouă. Apoi le-a spus și o pildă. Poate oare orb la orb să arate calea? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu poate fi ucenicul mai presus de dascălul său, iar dacă s-a desăvârșit, va fi ca dascălul său. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna care este în ochiul tău nu o simți? Sau cum poți zice fratelui tău, frate, stai să scot paiul din ochiul tău, nevăzând tu însuți bârna care este în ochiul tău? Fățarnice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Căci nu este pom bun care să facă roade rele și nici pom rău care să facă roade bune. Iar fiecare pom se cunoaște după roadele lui, căci nu se adună smochine din mărăcini, nici nu se culeg struguri din spini. Omul bun scoate cele bune din visteria cea bună a inimii sale, iar cel rău, din visteria cea rea a inimii sale, scoate cele rele, că din prisosința inimii grăiește gura. Ajută-ne, Doamne Iisuse Hristoase, ca fiind plin de cuvântul Evangheliei tale, din inimile noastre să scoatem numai ce este bun spre aproapele nostru și spre tine, Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre. Amin.